Trei traineri din Timișoara au lansat pentru prima dată în România un program inedit prin care îi învață pe antreprenori cum să-și vândă produsele. Vedeți din materialul următor cum Sellification vă poate aduce succes în afaceri. Lumea antreprenorială s-a schimbat din ce în ce mai mult în ultimii ani, chiar și în România. Preocuparea unor oameni de afaceri pentru dezvoltarea acestui domeniu a condus la lansarea pe piață a mai multor idei pentru afaceri de succes. Astfel, trei traineri cu experiență din Timișoara, Răzvan Curcubătă, Călin Iepure și Bogdan Vaida, au dezvoltat pentru prima dată în lume un joc de carduri cu ajutorul cărora se dezvoltă abilitatea de a vinde. Apoi, pe baza acestuia, au creat un program intitulat Sellification, prin care orice antreprenor, manager sau reprezentant de vânzări își poate dezvolta abilitatea de a vinde. În urmă cu un an de zile stăteam cu Călin la o cafea și discutam despre ce înseamnă jocul ca modalitate de învățare pentru participanții noștri la training-uri. Și de acolo a ieșit un joc. Atunci când am conceput alături de Bogdan și de Răzvan Sellification, am avut grijă ca fiecare element de învățare să conțină o activitate prin care înveți lucrurile de care ai nevoie pentru a fi un vânzător mai bun. Cel mai puternic punct la Sellification este că oamenii nu au cum să se plictisească acolo și nu au cum nici să nu învețe vânzare. În cadrul trainingurilor noastre ai parte de o grămadă de unelte interactive, de la bănuții noștri selificoni, la sfori, la carduri de joc. Antreprenorii au fost încântați de conceptul lansat pe piață de cei trei traineri din Timișoara. Sellification pentru mine înseamnă o experiență nouă, o experiență foarte practică, în care tot ceea ce am auzit, am aplicat până acum, se leagă foarte bine. Aici am văzut îmbinată partea de slide-uri, partea de jocuri, partea de exerciții practice, atmosfera care este și cred că e cel mai bun mediu în care poți să înveți. Sellification pentru mine a însemnat o nouă perspectivă de a privi din poziția de vânzător, de client și de observator. De foarte multe ori nu ne punem în pielea și celorlalte personaje și asta m-a ajutat foarte mult să am o altă perspectivă asupra vânzărilor în general. Cred foarte mult în soluțiile practice. Voi ați reușit să creați un instrument care are o structură logică foarte clară, ușor de asimilat. Și faptul că treceți direct la practică, cred că este punctul major al acestui curs, instrument. Pot să spun cu inima pe inimă și foarte sincer că este cel mai bun curs de vânzări la care am participat până acum. Da, Sellification is a key. Conceptele și ideile care se aprofundează în cadrul programului sunt bazate pe următoarea schemă. Produsul tău, diferența dintre caracteristici, avantaje, beneficii, locația în care se face vânzarea, importanța locației și cum poți beneficia strategic de aceasta, porțile percepției, explicarea porților percepției și importanța transmiterii mesajului pe canalul preponderent al interlocutorului tău, modelul AIR, model simplu și util de tratare a obiecțiilor, convingeri limitate versus convingeri potențatoare, cum poți transforma convingeri care te limitează în crezuri care te ajută, top 12 tactici de vânzare, care sunt cele mai uzuale 12 tactici de vânzare și de ofertare. Bun găsit! Bună seara! Uite cu ce încep eu! Ia câtă ce am eu în mânuțe! Ceea ce povesteam și se povestea în acest videoclip, primul joc de vânzări din lume cu carduri, mi-a plăcut foarte tare cum a sunat, îl am și eu, dar nu vreau să trec direct la carduri, vreau să spun bun găsit, Mara, bine ai venit în Life Martial Dietetica. Știu că tu ești alături de noi și ești marțiara la un ceai alături de mine, alături de noi toți. Bun găsit tuturor, mă uit în ochii fiecăruia dintre voi care sunteți aici. Nădăjduiesc ca marțiara să fie un moment în care casa voastră, măcar într-un colțișor, se transformă într-un loc tainic în care vă bucurați de un ceai, în care stați în liniște și cumva vă bucurați de un timp cu voi, pentru voi. Nădăjduiesc să fie informații, nădăjduiesc să fie conectare mai mult decât orice. Asta îmi doresc prin întâlnirile pe care le facem marți. Asta am eu nevoie, asta avem cred că toți nevoie. Din tot ceea ce ne-a învățat până acum lumea, competiție, concurență, să trecem la cooperare, comuniune și asta îmi pare extraordinar. Mulțumesc fiecăruia dintre voi care sunteți aici, mulțumesc Mara pentru că ești alături de mine live în această seară.
La mine seara de marți, Lai, arată ca un mic studio. Tocmai spuneam mare că intenționez să creez un mai mare spațiu și să fac lucrurile mai ample. Da, mă bucur foarte tare de oportunitatea de a fi alături de oameni, de a face lucruri în comuniune cu ceilalți. Cred că asta este unul dintre cele mai mari wow-uri pe care eu le-am avut în ultimul timp la nivelul ăsta al inimii, nu la nivel rațional. Spun asta pentru că ia că e a treia săptămână în care ne vedem marți, în care am o invitată. Dacă anul trecut au fost invitați care cumva mă inspirau și pe mine, mentor de-ai mei, oameni de la care învățăm, ultimele trei invitate de anul acesta, Adriana Roman, Raluca Bugariu și Mara Iepure, sunt oameni alături de care cumva simt că eu merg înainte, că eu cresc alături de ele, că ele cresc alături de mine. Sunt la fel oameni care mă inspiră, sunt oameni care te inspiră și pe tine cu siguranță. Cu siguranță ai luat ceva de la Ralu săptămâna trecută, cu siguranță ți-a mers la inimă Adriana și cu siguranță vine și Mara cu energie în care sper să ne molipsească și intenționez să ne molipsească cu pasiunea ei, în general pasiunea ei. Așa te văd eu, Mara. Astăzi, uitându-mă puțin pe Facebook, m-am gândit, n-avem o temă și la un moment dat am dat de un videoclip cu Simon Sinek, în care vorbea despre pasiune. Și am zis, asta e. Mara este, de fapt, un om care face cu pasiune lucrurile. Și când are un lucru pe care vrea să-l facă, așa te văd eu, Mara, îl faci la nivel de perfecțiune, cumva. Pentru că, dragele mele, suntem câteva dintre noi din grupul Dietetica care pe sfârșit de an 2020 am primit de la Mara într-o cutie superb, aranjat foarte frumos, un tort, două bucățele de tortulețe, eu pe cel cu portocală mi-l amintesc, Mara. Nu doar că era ceva făcut de Mara, un tort rău vegan, două tipuri de torturi rău vegane, dar erau și minunat împachetate și arătau perfect, perfect cumva. Mara, așa îmi doresc și așa intenționez, așa să fie seara aceasta cu pasiune, să ne inspiri și să fie o seară în care învățăm de la tine despre pasiune și despre asumarea rolurilor pe care cu toții le avem într-un fel sau altul zi de zi în casă și în afara casei. Bem un ceai, bineînțeles. Vreau să vă spun că astăzi am avut așa bucuria să primesc de la un curier o cutie mare de ceai, roiniță, cu cimbru, cu coada șoricelului, cu sânziene. Ceaiul meu este de sânziene. Mulțumesc foarte mult, Mihaela Pintea, care ai făcut posibil ca aceste ceaiuri culese de voi, de undeva de lângă Sibiu, culese cu mânuța voastră, au ajuns la mine în casă. Sunt absolut recunoscătoare, Mihaela, te îmbrățișez și îți mulțumesc, a fost foarte drăguță. Mihaela mi-a zis, eu i-am spus o să vă pomenesc de aici și a zis și eu vă tot pomenesc, așa că e bine să facem. Beau un ceai de sânziene, doamnelor, dacă săptămâna trecută beam un ceai de sunătoare care este numit ceaiul tainic al femeii, ceaiul de sânziene, să știți că este ceaiul cel mai bun în a preveni orice afecțiune la nivelul tiroidei. Dacă vreți să fie tiroida voastră cumva îngrijită și să aveți cumva în gândul acesta de prevenție și știm că sunt atâtea afecțiuni ale tiroidei, faceți câte o cură, două pe an, o lună de zile sau două luni de zile în care beți în fiecare zi un ceai de sânziene. Ce miros, ce gust, mulțumesc din suflet. Mulțumesc că suntem împreună. Mara, draga mea, care-i primul tău gând marți seara live împreună cu noi? Suntem mulți oameni. Care-i primul tău gând? Ce-ți vine să ne spui? În primul rând, vreau să vă zic bună seara și să mulțumesc la mine că m-ai invitat și că sunt astăzi alături de tine. Astăzi seara mi-am ales și eu un ceai. Mărturisesc că mi-am luat un ceai nou, special pentru astăzi. Este un ceai care se numește Balance. Este cu cireșe și are bucăți de mere, de cireșe, flori de hibiscus, bucăți de ghimbiri, frunze de arborele vieții, frunze de ștevie și tamarin. Deci e așa o combinație flavored. Da. Da.
Să-ți pice bine, Mara, să-ți pice bine, bun venit cu noi aici. Astăzi e pe grup, o doamnă foarte răguță a scris când a văzut că tu ești invitată, a zis, a, ce bine, abia aștept să știu mai multe despre ea, vreau de mult să cunosc, să știu mai bine. Pe grupul Dietetica, tu ești cumva parte acolo, alături de noi, pe grupul Dietetica ești unul dintre oamenii care mi-ai dat curaj și care a făcut posibilă cartea 30 Day No Sugar până la urmă, da? Să nu uităm de cartea aceasta, unde da. împreună cumva cu toți cei care, da, cu toți cei care. Mara este de multe ori pomenită aici pentru că are niște rețete, eu n-o să uit niciodată nebunia aceasta de stai să o găsesc cu avocado, știi? Cred că e la 146. Am reținut numărul paginii. Da, cheesecake verde cu avocado, da. Exact. Ok. Mara mi-a dat curaj. Mara a venit cumva și a fost una dintre voi, dragele mele, dragilor, pentru că sunt și domni acolo, mai câte un domn care vine și ne spune câte ceva și ne bucurăm foarte tare. Care ați făcut posibil acea provocare 30 Day No Sugar, despre care vreau să vă vorbesc ceva la sfârșit, dar până atunci, hai să cunoaștem pe Mara mai bine, cumva, să vedem ce putem să aflăm și ce ar fi fain. Vă spun eu lucrurile care cumva aș vrea să le aflăm de la ea, sunt legate în primul rând de acest selfication. Ați văzut videoclipul de prezentare, eu doar atât aș vrea să spun și apoi, Mara, te las pe tine să povestești un pic, e foarte important, că Selfication anul trecut a ținut cursuri undeva online la peste 22.000 de cadre didactice. Am făcut cursuri cu voi și eu, Mara, am învățat să lucrez pe Zoom, m-ați susținut în această muncă pe care am început-o online. Poate vrei să ne povestești un pic de Selfication? Da, așa este, îți mulțumim că ai luat parte la cursurile noastre. Într-adevăr, anul trecut, în 2020, anul pandemiei, am găsit această nișă, am văzut foarte mare cerere pe piață cu privire la cum să ții un curs online, cum să duci practic educația la următorul nivel și să o faci experiențială. Și ne-am dus pe această nouă nișă a acestei dezvoltări de online. Practic, când totul s-a mutat din offline în online, am fost acolo și am servit piața. Și îți mulțumim că ai fost alături de noi. Dar povestea Selfication începe în 2017. Practic, Selfication, the professional selling game, este de fapt un joc. Totul a pornit de la un joc de carduri. Călin, pe care i-ați văzut probabil în video de la început, Călin, Bogdan și Răzvan sunt trei traineri din Timișoara care au creat acest joc. Pe marginea acestui joc au creat un training și dezvoltând practic acest nou business, își căutau modalitatea să îl implementeze, căutându-și finanțare. Și mie mi-a venit ideea, păi haide să accesăm un proiect cu finanțare. Eu, fiind consultant în fonduri cu finanțare nerambursabilă de peste 10 ani de zile. Și atunci împreună am găsit finanțarea potrivită, am scris planul de afaceri împreună și am accesat finanțarea. Așa că suntem în al patrulea an de implementare, practic am și ieșit din perioada de monitorizare a proiectului, l-am implementat cu bine, cu succes, ne-am îndeplinit indicatorii și uite așa a apărut Selfication Professional Selling Game, care a luat naștere din această dorință de a crea un cadru de învățare cu soluții interactive, până la urmă niște traininguri experiențiale, pentru că traininguri și cursuri sunt o grămadă în piață, dar important este să aduci exercițiu, să aduci o activitate, ceva pe lângă baza teoretică, pe lângă materia pe care o ai. Oamenii învață mult mai repede, prind mult mai ușor în momentul în care îi pui să facă. În momentul în care există un exercițiu, o activitate practică prin care el reține, vede, face și merge acasă cu mult mai multe lucruri, cu mult mai multe teorii învățate și efectiv kinestezic aplicate. Și așa a început Selfication în 2017.
Eu ce mi-aduc aminte din anul trecut, pe lângă participarea cu voi alături la curs, mi-aduc aminte că ați lansat o carte pe care eu nu am în momentul acesta acasă, o carte pentru profesori, și mi-aduc aminte foarte fain că la un moment dat ați fost sunați de către o librărie, un lanț celebru Cărturești, care v-a invitat să vă puneți, să aduceți și în lanțurile Cărturești cărțile. Asta este onorant. Asta înseamnă că a apărut o carte de care avem nevoie. A apărut o carte care vine și nu mai e pe piața alta ca ea. Cum a fost această carte? Nu știu dacă tu ai la îndemână, cum a fost lansarea acestei cărți? Cum a decurs? Da, a apărut această carte anul trecut, așa cum spuneai, în pandemie. A fost o carte scrisă cu mare drag de către Călin Bogdan și Răzvan, către toți profesorii, practic toți educatorii din această lume, din această comunitate, cum spuneai și tu, peste 20.000 de dascăle au fost, 22.000 de dascăle au fost online la cursurile noastre. De altfel, în continuare facem cursuri în fiecare săptămână, cu mici pauze, dar în fiecare săptămână există aceste cursuri. Avem cursuri tematice și cursuri tehnice. Asta este merită de menționat. Cei care vor să vadă cursurile noastre pot intra pe edu.selification.org și acolo găsesc și cartea, sau pe selification.org vor fi redirecționat. Acolo există niște meniuri unde poți să acceseze cartea, cum să-ți captivezi elevii în online, mai ceva ca în clasă. Aceasta este cartea. Și practic totul a pornit de la acest curs, de la primul curs, care fix așa s-a numit, cum să-ți captivezi elevii în online, mai ceva ca în clasă. Văzând această nevoie a dascălilor de a învăța, de a găsi modalități și tehnici, tool-uri prin care să ajungă la elevi acasă, prin asta noi am creat acest curs și de acolo a început și a decurs totul. A fost, după cum ziceam și la început, am găsit cererea pe piață și noi făceam pool-uri constant pe grupul nostru de educatori în care întrebam ce aveți nevoie, cu ce vă întâmpinați, ce anume aveți, unde aveți lacune, unde aveți nevoie să creșteți în educare. Și profesorii răspundeau, iar noi veneam în a-i servi. De exemplu, poate cum ai participat și tu la un curs de Zoom, cum să ții conferință pe Zoom, cum să folosești Google Meet. Ei folosesc foarte mult task-ul Google Meet sau Google Classroom. Sunt o mulțime de elemente pe care am creat cursuri. Efectiv, cum să faci? Aveau nevoie de o învățare în acest sens. Ministerul, neputându-i să-i ajute atunci, pe loc, noi am văzut nevoia și am încercat să o servim. Nevoia aceasta va continua, Mara, pentru că nu ne vom întoarce la lumea pe care am lăsat-o înainte de pandemie. Asta cu siguranță nu se va întâmpla. Vremurile se schimbă, lucrurile se schimbă, există meserii care vor fi noi, există și un sistem de învățământ care se cere și are nevoie de ceea ce voi ne-ați învățat și ceea ce voi predați mai departe. Aș mai vrea să spui încă o dată adresa unde vă putem găsi și unde fiecare dintre voi, cei care sunteți interesați de educație, cu siguranță puteți găsi ceva de folos aici. Dacă mai vrei să spui o dată, te rog mult. edu.selification.org. Pentru educație, pentru a merge înainte și pentru adaptare, că de fapt ăsta este cuvântul cel mai, nu știu, da, care sper că l-ați folosit maximal, adaptare, și ne-ați venit în ajutor. Da. Tot ceea ce știu să butonez pe Zoom, de la faptul că pun un pic de, ca și când aș fi machiată până la nu știu ce aș vrea să fac, toate le-am învățat cu voi, vă mulțumesc foarte mult, îți mulțumesc. Acum, de la voi, sunt cei trei băieți. Unul dintre ei ți este foarte aproape. Corect. Dintre ei ți este foarte aproape, Mara, este Călin Iepure, este soțul tău. De câți ani sunteți împreună? Avem, anul acesta facem 14 ani de căsătorie și 19 de relație. Doamne, ajută mulți înainte, 19 de relație, minunat. Da, da. Ați construit împreună, tu ai lucrat, așa cum ai spus adineauri, ai lucrat într-un domeniu, ai venit alături de băieți cu idei. Eu totuși, știindu-vă de puțin timp, mie mi s-a părut că sunteți o echipă de mult timp. Voi sunteți o echipă într-adevăr, ca și cuplu.
Aveți doi copii, o să te las pe tine să vorbești mai multe despre asta. Ați construit o familie, aveți doi copii, creșteți doi oameni, viitori oameni frumoși, da? Doi băieți. Da, și eu vă știu așa, sunteți foarte dragi. De exemplu, sâmbătă ne-am văzut la Skillup. Voi ați moderat acest eveniment organizat de Andy Sechei și 10 facilitatori trainer am răspuns la întrebări. Eu v-am văzut în conferințele 6C a lui Andy Sechei, te-am văzut la Business Day, l-am văzut pe Călin la BIS, v-am văzut împreună, v-am văzut și separat moderând evenimente de amploare la nivel național. Nu știu, povestește-ne un pic cum e relația împreună cu Călin, în plan profesional, cum gestionați voi partea asta. Nu toți știm că putem lucra ca și cuplu împreună, da? Dă-ne un pic de inspirație. Da, după cum ziceam, anul ăsta facem 14 ani de căsătorie și 19 de relație. De curând am început să lucrăm împreună. La început nu mă vedeam lucrând cu Călina absolut deloc. Mi se părea că suntem firi prea diferite și că nu putem noi să ne înțelegem la nivel de business, la nivel profesional. Dar uite că s-a întâmplat, s-a putut și uite că a venit colaborarea. Work with the flow, știi cum e vorba respectivă. Așa s-au aliniat planetele, îmi place mie să spun. Cu toate că eu am început cariera mea în management de proiect, în proiecte cu finanțare nerambursabil, am lucrat până la urmă 10 ani în domeniul ăsta, la un moment dat, cum îți ziceam, a apărut oportunitatea de Sellification, în care am venit cu inputul meu de consilier, de consultant pe fonduri și uite așa am ales acolo să mă implic nu doar la nivel de consultant, ci și la nivel managerial, administrativ, iar apoi și la nivel educațional. Și așa am început să colaborăm, efectiv să colaborăm și eu consider că ne înțelegem și că facem o treabă bună. Bineînțeles, există și ups and downs, da? Dar discutăm, este totul deschis. Mie îmi place ca într-o relație, orice fel de relație, să există înțelegere, respect și încredere. Și mai ales într-o relație de acest gen, soț-soție, îmi place să am armonie și înțelegere. Întotdeauna când mă gândesc la o relație de cuplu, mă gândesc la armonie și înțelegere. Și asta îmi place și cred că am alături de Călin. Până la urmă, cred că hrana unei relații sănătoase este această comunicare și această înțelegere. Atunci voi, da, când sunteți împreună și prezentați împreună, este ceea ce tu ne spui. Există această completare, sincronizare, armonie de care vorbești. Se simte. Da. Da, corect, așa este. Și îmi place să moderăm împreună. Asta cu moderarea, partea aceasta cu moderarea a venit de acus 2 ani de zile. Practic din 2019 am început să mă reorientez, să merg pe acest drum cu moderarea. Îmi place tare mult și uite că acolo se îndreaptă pașii mei. Okay. A început în iunie 2019 cu o conferință a bunului nostru prieten Gigi Nacev, care a organizat alături de Tempini cea mai mare conferință a anului pe arhitectură, CUIP se numește, și a venit oportunitatea la care am spus da și ulterior, cu o lună mai târziu, am intrat și în echipa de moderare a Business Days, cum spuneai și tu mai devreme. Și apoi a venit conferința de la Cluj, conferința de la Timișoara, conferința de la București. Asta în 2019, pentru că în 2020, nemai făcându-se conferințe offline în seală, am trecut pe online. Și așa a început și moderarea online și cu Andy Sechei. Implicit că anul trecut am început colaborarea pe moderare și cu Andy Sechei la nivelul conferințelor 6C. Da, și îmi place foarte mult să lucrez împreună cu Călin, facem scripturile, moderăm, ne ocupăm de invitați, de participanți, mentimetere, știi doar. Da, da. Știu și din comunitatea lui Andy, știu și din alte evenimente la care v-am stat în trecut și știu și de pe pagina Dietetica, unde mi-ați fost alături și m-ați ajutat și a fost o seară magică cumva pentru mine și vă sunt recunoscătoare și ție și lui Călin și tuturor celor care am fost împreună atunci când am lansat cartea 30 Day No Sugar. Da, a fost un eveniment pe care voi m-ați ajutat l-ați moderat cumva, adică ați fost aici alături de mine.
Da, Mara, nu e doar Călin acolo. Acolo e Călin și mai sunt doi băieți. Cred că și la asta e, și aici e o chestiune delicată, nu? Cât de mult știi, la un moment dat ai spus, într-o relație, cred că e foarte important să fie armonie și înțelegere și respect. Știi, mă gândesc, Mara, cât de important este să avem intențiile stabilite de la început atunci când facem ceva. Poate că te-ai gândit așa, sau mie mi-a venit un gând așa, când încep un proiect, să încep cu intenția stării pe care vreau să o am în acel proiect și valorilor cu care vreau să pornesc. Da? Vreau să pornesc un nou proiect alături de tine, de Adriana, de Elena, de Gianina. Pe toate vă salut și vă îmbrățișez. Cât de fain este, doamnelor, fetelor, să ne fixăm această intenție înainte de proiect. Înainte să reușim cu proiectul, să fie valoros, să fie semnificativ, nu știu ce. Cât de important este să setezi niște intenții vis-a-vis de valorile pe care vrei să le respecti și să ți se respecte mai departe. Asta, cu asta m-a inspirat în seara asta și mi se pare minunat să nu mergem fără intenții clare atunci când pășim, când facem ceva, când suntem în viețile noastre. Cumva asta înseamnă, până la urmă, să fii treaz, să fii prezent, să fii conștient de ceea ce faci. Deci nu e doar Călin acolo. Mai este și Răzvan, mai este și încă un partener. Cum te înțelegi cu ei? Foarte bine. Este o relație foarte faină de colaborare, Răzvan și Bogdan. Anul trecut am adus alți doi membri în echipă, pe Lisei și pe Tatiana. Deci, practic, s-a extins echipa, nu mai suntem 3 plus 1, ci suntem 6 deja. Și probabil vom mai extinde și anul ăsta echipa, dacă totul merge bine. Avem și un nou proiect în calcul, în plan anul ăsta. Vrem să facem o emisiune pe educație, în colaborare cu o televiziune online, în care eu voi fi moderatorul și realizatorul acelei emisiuni, dar vă spun mai multe atunci când se concretizează tot proiectul. Foarte fain. Deci poate fi o emisiune în viitor pe o televiziune online în care tu vei fi gazdă, în care da. Noi așteptăm să te vedem, să ne ancorăm și să vezi cât de mult, cât ce fain e atunci când ne strângem mai mulți, când ne inspirăm mai mult, când avem surse faine de inspirație, pentru că până la urmă avem nevoie să ne căutăm aceste surse. Nu le găsim butonând o telecomandă la televizor, cu siguranță nu acolo găsim neapărat modele, poate că și acolo nu contest asta. Deci am aflat despre Mara, care are un mic proiect înainte. Aș mai vrea, Mara, să ne gândim și la alte proiecte pe care tu le ai și să mă leg și de Sugar, dar nu înainte de a te întreba ce fac cu băieții tăi acum. Băieții mei stau cu Călin, care tocmai a sosit de la aeroport. El a fost, spunea mai devreme când ne auzim la telefon înainte să intrăm live, că Călin urmea să sosească de la București. El a fost plecat zilele astea la București și tare m-am bucurat că avionul lui a ajuns mai repede și pot să stau liniștită. Să nu avem musafiri pe aici, deși cu siguranță lor le place să vină și să salute oamenii, s-au obișnuit deja ca noi să fim live și mai intră și ei și salută. Câți ani au, Mara? Câți ani au băieții? Ștefan are 9 ani, e clasa a 3-a, anul ăsta va împlini 10 și Tudor, cel mic, are 5 ani, va face în toamnă 6. Mulți înainte. Bineînțeles că mi-a venit întrebarea, poate o să se pară aiurea, dar așa mi-a venit. O fetiță nu vă aveți de gând să faceți? Iartă-mă, dar așa mi-a fost. Eu ce să fac? Da. Cine știe? Da. Mai primim această întrebare, dar mi-aș fi dorit o fetiță, dar sincer nu mă gândesc la treilea copil. Acum, dacă va veni minunea, asta este, o îmbrățișăm și o acceptăm. Dar inițial vreau doar doi copii, dar nu se știe niciodată ce se va întâmpla. Cum a fost anul în rolul mamei, în rolul profesional, în rolul soției? În 2020 ne-a surprins pe fiecare dintre noi cu rolurile foarte clare, pentru că aveam nevoie să ne vedem ce avem de făcut, cum gestionăm casa. Dintr-o dată am devenit profesori pentru copiii noștri, dintr-o dată am devenit cu normă întreagă casnică și în același timp, într-un fel sau altul, business-urile noastre, ceea ce lucram, a continuat. Cum a fost pentru tine, Mara, 2020? Dă-mi un feedback așa, la cum ai gestionat, adaptare? Da, 2020 a fost un an provocator, aș spune, din acest punct de vedere, în sensul în care, ca și părinte, am devenit învățător pentru copilul meu care a mers la școală. Dintr-o dată am fost pusă în ipostaza de a-i arăta ce înseamnă online-ul,
cum să intre online, cum să răspundă atunci când este întrebat de învățător, cum să deschidă camera, cum să deschidă microfonul, să-l ajută apoi să facă temele, pentru că nu mai era învățătoarea lângă el sau acel after school de care inițial avea parte. A fost provocator. Într-un final ne-am adaptat, evident, Ștefan a învățat, deja intră singur online, știe să-și deschidă camera, să-și deschidă microfonul, răspunde, își face temele, deja singur se descurcă cu laptopul. Dar mi-a luat ceva timp până ce am învățat asta. Noroc cu Tudor, el este la grădiniță și nu au avut nimic online. El a fost doar pe acasă cu joaca, trebuia să mă ocup și de el, evident, să-l integrez în activitățile noastre. Bineînțeles că Ștefan își făcea tema și el era prezent lângă și atunci îi dădeam și lui o foaie să deseneze, să coloreze, să fie și el implicat în activitățile noastre. Pe plan profesional am avut o mulțime de lucru. După cum știi, cu noua nișă de Selification am avut extraordinar de mult cerere, foarte mult de lucru, de aceea am și ales să angajăm încă, să aducem în echipă încă doi oameni. A fost provocator. Asta aș fi cuvântul anului 2020 pentru mine. Provocator. Aș zice, așa ca în spirit de glumă, că dacă vrei să fii productiv, fă-ți un copil sau doi, dacă ai curaj. Pentru că asta te organizează și îți pune toată munca așa pe calendar. Asta dacă vrei, bineînțeles, să-ți iasă lucrurile așa cum trebuie. Să le supraveghezi sau să le gestionezi. Da, cu siguranță am avut nevoie de foarte multă structură anul trecut. Da, da. Cu siguranță asta am simțit-o toți. Adică unde n-a fost structură, a fost o tendință de haos care combinat un pic cu frica ca nivel de emoție generalizat cumva, acea teamă, acea incertitudine, cu siguranță nu ne face bine sau nu ne-a făcut bine. Da, și eu am mers pe același tipar al structurii și al organizării foarte clare și al rolurilor foarte evidente. Ai spus despre anul 2020 că a fost provocator. Ce, ai ales un cuvânt pentru 2021? Ai găsit? Da, am ales un cuvânt pentru 2021 și se numește autocunoaștere. Cred că asta este cuvântul pe care vreau să merg anul ăsta, să mă cunosc mai bine pe mine, atât la nivel de trăiri, la nivel de corp. Vreau să-mi fac harta Human Design. Îți spuneam săptămâna trecută sau acum două săptămâni când ne-am întâlnit că vreau să vorbesc cu Zoia, să o contactez și să-mi fac harta. Cred că acolo este un bun început și, bineînțeles, completez jurnalul 365 de momente. Acesta este cel mai bun jurnal pe care poți să-l ai atunci când vrei să te cunoști pe tine. Și este luna, prima lună, este luna autocunoașterii în ianuarie. Exact, exact. Da, da, este, mulțumim lui Dumnezeu pentru acest jurnal și eu îl răsfoiesc odată cu voi pentru că pun pe grup și eu sunt așa bucuroasă și primesc, să știi, foarte multe mesaje despre el, primesc comenzi în continuare de la librării și mi se pare incredibil. Da, Adriana, încă o dată tot gândul meu, tuturor mulțumesc. Eu cred foarte tare, să știi că anul trecut mi-a dăruit foarte mult prin acest împreună de care îți spuneam și o să tot repet asta. Acum tu ești într-un proces de autocunoaștere, cum spuneai, Zoia, o salut cu drag pe Zoia Zărnescu, o salutăm amândouă. Cu siguranță îți va deschide așa niște, cu human design-ul și tot ce înseamnă aceasta, îți va deschide o nouă perspectivă, un wow mai departe. Uitându-mă pe Facebook, Mara, te-am văzut în mai multe etape ale vieții tale. Tu ești o femeie care cumva te-ai transformat. Nu vreau să vorbesc eu, poate discret ne spui ceva despre aceste transformări. Ești într-un proces de autocunoaștere, ești o mămică care crești doi băieței drăguți, vrei să faci lucruri, dar totuși viața ta suferi niște transformări, pe planul tău, personal, fizic, dacă vrei. Da, așa este. De când s-au născut copiii, mi se pare că sunt într-o continuă transformare și ei îmi dau așa lecții aproape zilnic. Dar cred că cea mai mare transformare a fost, pe lângă zile de naștere a copiilor noștri, și un milestone important, aș zice, din viața mea, în 2018, când am ales să merg la
Self-Mastery Bootcamp, unde de altfel te-am cunoscut și pe tine. Da, acolo ne-am cunoscut noi, acolo ne-am întâlnit prima dată în Self-Mastery Bootcamp, Andy Sechei, tabăra organizată de Andy. Exact, exact. Acolo ne-am întâlnit. Și de acolo, practic, a pornit toată transformarea mea din punct de vedere a stilului de viață sănătos, din punct de vedere a nutriției, din punct de vedere a sportului, asta datorită lui Sorin Geană, un alt trainer din echipa lui Andy Sechei. De acolo a pornit foarte multe lucruri în schimbarea mea, în devenirea mea, încă sunt în procesul de devenire și cred că o să fim, practic, o să fiu toată viața, pentru că tot descoperim așa, puțin câte puțin din noi și tot învățăm și tot adăugăm. Practic este o învățare continuă. Nu ne oprim niciodată. Nici nu cred că avem voie. Nu că nu avem voie. Viața este un proces de continuă cercetare și nu neapărat de cumul de cunoaștere, cât descoperire despre ce înseamnă, ce avem noi ca potențial, ce avem noi ca resurse, ce avem noi. Mi-a plăcut foarte tare chestiunea asta și iarăși o să tot vorbesc despre ea, ce am auzit la Greg Braden, care spunea, cred că în momentul acesta lumea, dacă până acum își punea întrebarea ce pot eu să iau de aici, ce poate să-mi dăruiască mie viața, lumea, suntem în momentul în care punem întrebarea ce pot eu să dăruiesc celorlalți, ce pot eu să fac semnificativ pentru lume, pentru ceilalți. Și cred că cu acest gând și în acest gând suntem într-o continuă atenție vis-a-vis de aceste lucruri, de conectare, dacă vrei, de resurse, de potențial. Asta e viața, nu? Cu toate provocările. Suntem în proces de schimbare, însă schimbarea este minunată atunci când o facem la nivel conștient. Din 2018 faci lucrurile cumva la nivel conștient, arăți altfel, fizic te-ai transformat, Mara, sunt niște schimbări evidente. Cum vezi mai departe aceste schimbări împletite cu pasiunile care au izvorât în tine? Nu știu dacă aveai pasiunea să faci torturi rău vegane acum un an, doi, trei. Cum vezi? Adică, e adevărat sau simți și tu că atunci când dăruiești ceva sau nu când dăruiești ceva, când lași ceva de la tine, viața îți dă mult mai mult înapoi? Așa este, așa este. Sunt total de acord cu asta. Pasiunea cu torturile raw vegane, practic, este un hobby al meu, da, să creez torturi dulci, sănătoase. Orientarea asta către un dulce sănătos a început de când cu copiii. De când a început diversificarea, de când a început mâncarea, practic, ce nu face o mamă pentru copiii ei? Sub acest pretext am început și eu să caut un dulce sănătos pentru copii. Dar, într-adevăr, mult mai mult m-am orientat spre aceste torturi vegane din 2018 încoace. Și am început să fac torturi, inclusiv de ziua lor, torturi ro-vegane. Și am avut o perioadă atunci, în 2018, că vorbeai, după, de fapt, acel self-mastery. Un an de zile a fost super transformator pentru mine, inclusiv la nivel de înfățișare, da, am avut minus 20 de kg în 6 luni, 7 luni, da. Și am avut o foarte lungă perioadă de fără zahăr, absolut fără zahăr. Și urma ziua de naștere a lui Ștefan. Bineînțeles, el vroia un tort normal, clasic, cu zahăr. I-am făcut voia, dar am făcut și tortul raw vegan. Și îl comandase un tort foarte preferat, mă rog, atunci, pe vremea respectivă, un tort cu ciocolată albă și vișine, adică te mi-aduc aminte, care îmi plăcea și mie foarte mult. Și abia așteptam și eu să gust totuși tortul acela, să văd cum e, cum se mai simte. Și vreau să spun că mare mi-a fost mirarea. În momentul în care am gustat acel tort, să am așa o insatisfacție. Pe lângă faptul că mă așteptam să fie, vai, ce bun o să fie, de-abia așteptam să-l gust. Mi se părea cel mai gustos tort de pe această lume înainte de orientarea mea fără zahăr. Și în momentul în care am gustat, a fost așa o dezamăgire, practic. Și când am gustat din tortul ro-vegan, nu pot să-ți descriu cât de curcubeu pe cerul gurii, știi? Cum spun eu adesea.
cât de bun, cât de gustos, cât de sănătos, un dulce sănătos. Practic, această perioadă în care tu ai făcut pauză de zahăr, de zahăr procesat, a fost o perioadă în care, când l-ai accesat, ți-ai dat seama că nu neapărat papilele tale gustative și noi avem apetență pentru acest gust. Mai degrabă, nouă ne place și integrăm acel dulce sănătos din fructe, din fructe uscate, din ce sunt făcute torturile. Mi se pare, e un wow, pentru că nu ești singura, pe grup ai văzut că sunt, eu sunt uimită să mai citesc câte o doamnă, o domnișoară, o fată, o femeie, ne spune cu putere, de 8 luni nu mai consum zahăr. De la provocarea 30 Day No Sugar nu mai consum zahăr. Mi se pare wow, Gianina, minunată, care avea această apetență, Gianina, te îmbrățișez, nu mai consumă zahăr. S-au întâmplat niște lucruri, se întâmplă niște lucruri minunate. Carmen Stanciu de la Academia Mămicilor, iarăși este fără zahăr, face numai deserturi. Vezi, ce fain, pentru că acolo cumva ne-am adunat împreună. Și împreună am reușit să ne inspirăm una pe cealaltă și să facem lucrurile. Eu nădăjduiesc să fie o sursă de inspirație, Mara, prin puterea cu care ai venit spre noi, cu acest gând pe care eu l-am primit în seara asta și îți mulțumesc, cât de important să ai intenții bine clarificate înainte de a porni la un drum, indiferent de ce natură. Ai venit spre noi cu această încredere că poți să lucrezi alături de soț și poți să ai un gând că veți reuși fără niciun fel, adică chiar se întâmplă lucrurile. Și știi, eu cred că suntem într-o perioadă în care tot mai mulți vom fi foarte aproape și vom lucra împreună, vom construi împreună. Pentru că e cuibul acesta al familiei și dacă nu suntem, oricum suntem împrăștiați în toate, ne vrea societatea, dar cred că foarte mulți se vor construi de aici înainte relații de cuplu care vor lucra și vor face lucruri împreună. Și mi se pare admirabil să aveți acele trei piloni permanent cu voi, să-i aveți mai departe. Și ai spus și această informație, 20 de kilograme pierdute în 6 luni. Pentru foarte mulți dintre noi, asta înseamnă foarte multă perseverență, asta înseamnă ambiție, asta înseamnă voință, asta înseamnă focus pe un obiectiv. N-ai mai revenit cu acele 20 de kilograme, te-ai dus mai departe, ai construit mai departe, înveți mai departe, menții ceea ce tu ai spus că vrei să descoperi și iată-te și în acest proces de autocunoaștere. Eu, știi, lucrând în acest domeniu, știu că 20 de kilograme nu e puțin deloc. Da? Te felicit din toată inima. Știu că la un moment dat îmi spunea Călin că apreciez cărțile dietetica, cele două volume, și de câte ori te vedeam așa, eram așa bucuroasă și mă gândeam, îmi spunea Călin... Iau aici. Astea au fost cărțile mele de căpătâi în acel an. Despre schimbare, simplitate, știi, sănătate. Îmi spunea Călin, știi, acolo le ia pe noptieră, nu le mai dă jos de pe noptieră. Și mi s-a părut fabulos și este incredibil și mulțumesc din tot sufletul. Și Călin, știi, acum că îl pomenim, sunteți foarte prietenoși. Nu știu dacă v-a mai spus cineva lucrul ăsta. Sunteți super cali, super prietenoși și eu sunt așa bucuroasă să mă gândesc la proiecte pe care le putem construi și le putem face împreună. Îmi doresc din tot sufletul, cu intenții bine stabilite. Mara, ești pe grupul Dietetica. Ce înseamnă pentru tine grupul Dietetica? Cumva, nu știu, cum l-ai descrie? Pentru mine grupul Dietetica înseamnă un grup așa de suflet. Mă bucur tare mult că am putut anul trecut să-l accesez. Țin minte că ai făcut un live în martie anul trecut, chiar era deja lockdown-ul, nu mai știu exact dacă da sau nu, dar țin minte că ai făcut un live pe Dietetica și ne-ai povestit pe pagina și ne-ai povestit despre acel grup. Și este această denumire lungă și eu încercam să-l caut și numai nu-l găseam. Și am întrebat-o pe Raluca, dar Raluca, spune-mi, te rog, și mie grupul ca să pot să intru în el. Eu urmărindu-ți deja blogul și citeam articolele tale care sunt absolut minunate, niște informații absolut peste ale la vineabrata.ro, este blogul care musai trebuie citit. Și atunci, văzând acel grup, clar trebuia să intru și eu în acel grup. Și am găsit acolo foarte multă inspirație, o comunitate super deschisă și caldă
și cu care, uite, facem lucruri minunate împreună și cu challenge-urile pe care le-ai făcut anul trecut, cu acel 30 Days No Sugar, cu challenge-ul de mișcare, cu challenge-ul celălalt de orientare spre tine, a fost absolut minunat și abia aștept să facem și anul ăsta primul challenge. Mulțumesc. Știi, răsfoind Facebook-ul tău astăzi, am văzut la luna noiembrie, la luna decembrie, erau câteva imagini despre ritualul tău de dimineață. Și m-am bucurat foarte tare și m-am simțit așa fain că cumva am contribuit unul către celălalt în stabilirea acestor ritualuri de dimineață și de seară. Și sunt convinsă că suntem foarte mulți aici, foarte mulți, care avem un ritual de dimineață pe care l-am fixat în acest grup anul trecut, în provocările pe care le-am parcurs. Și în continuare insist pe acest ritual de dimineață. Felul în care începem dimineața este cumva setarea pentru ziua care vine și putem să ne punem acest mindset sau heartset, cum vreți voi, fiecare dintre voi, ca ziua să curgă și viața, dar ziua să decurgă minunat. Suntem împreună pe grupul Dietetic Amara și aș vrea să pornim luna, știi, cumva în forță ianuarie. Mă gândesc, mă opresc o secundă și îți spun și ție și mă uit pe telefon, suntem 150 de oameni împreună și sunt absolut bucuroasă și recunoscătoare pentru fiecare dintre voi care ne urmăriți. Nu uitați să luați cu voi o bucățică, o informație, să o duceți în sufletul vostru și să o creșteți mai departe. Aș vrea foarte tare, acum suntem împreună aici, intenționez să mergem împreună și în alte proiecte, dar aș vrea să începem o discuție foarte scurtă despre ce aș vrea să facem pe grupul Dietetica de luni. Este ianuarie, să nu lăsăm luna ianuarie să treacă fără să facem ceva marcant pentru ea. Știi că așa mi-am zis când am ieșit în pandemie? Într-o săptămână ieșim din pandemie, ok, dacă tot ieșim din pandemie, să facem ceva semnificativ cu ieșirea din pandemie. 30 Days No Sugar. Au fost peste 100 de oameni care au ținut această provocare, mulți care ni s-au alăturat, a fost minunat. Am căutat să văd cu ce provocare să încep anul acesta și feedback-ul a fost din toate părțile către acest din nou 30 Days No Sugar. Și m-am gândit așa, ianuarie, prima lună din an, grupul Dietetica, să pornim în forță. 25 ianuarie, cu drag, te provoc, vă provoc, dați foară în țară să ne ținem strâns de mână, să mergem împreună și să ținem 30 Days No Sugar. 30 Days No Sugar, să avem 30 de zile din 25 ianuarie, să pornim de luni. Voi veni cu un live pe grupul Dietetica duminică să ne mobilizăm cu toate, cu toții. Și de luni să începem 30 de zile fără zahăr. M-am gândit cât de fain putem să marcăm începutul de an. Cât de fain putem să marcăm începutul de primăvară, pentru că 30 Days No Sugar până în 25 februarie, asta înseamnă că la începutul lui martie, când o să fie mărțișorul, noi o să fim cu un ten mai luminos, cu o talie mai suplă, cu o încredere dobândită în forțele noastre, cu un self-esteem ridicat. Și cât de fain e să intrăm în primăvară cu acest obiectiv, cu această provocare urmată, cu această încredere. Totdeauna am să spun, atunci când schimb ceva, și asta o știu de la Andy, când schimb ceva în corp, poți să schimbi în toate ariile vieții tale cu multă, multă energie și cu mult succes. O să pornim 30 Days No Sugar, Mara o să fie alături de noi acolo. La ce te gândești? Categoric, corect. Abia aștept să începem această nouă provocare, pentru că din punctul meu de vedere acest challenge te ajută, te inspiră să-ți aduci obiceiuri noi. În cazul în care n-ai fost în celălalt challenge de anul trecut de 30 Days No Sugar, cred că acum este momentul să vii alături de noi, dragi urmăritori care sunteți aici alături de noi, și să facem împreună acest 30 Days No Sugar, să devenim oameni mai buni, să avem o dietă mai bună, să avem un stil de viață sănătos mai bun, să descoperim ce putem face mai bine pentru noi și pentru cei din jurul nostru. Nu e doar un moft, este o chestiune prin care schimbăm chimia corpului, schimbăm microbiomul nostru, creierul nostru enteric se schimbă, de aici ce spune Mara, îți vine o altă claritate, devii un alt om la nivelul la care privești și te conectezi cu lumea și te adaptezi cu lumea. Plus că există toată această documentație pe care există și care o avem și în cartea aceasta, poate fi de ajutor această carte, nu o prezint, ci doar că poate fi de ajutor, pentru că ea este un rod al nostru. Împreună a ceea ce am realizat în prima provocare pe care am susținut-o împreună. Mara,
Legat de asta, poate pe final așa, ce proiecte ai tu vis-a-vis de dulcele acesta? Curcubeu pe ceruguri. Ia, ia da. Frumos! Zi un cuvânt aici ca să-l ținem minte, îl urcăm și pe YouTube și rămâne cumva un obiectiv pe care poate poți să-l inserezi în planurile tale. Da, mă gândesc foarte, foarte serios din ce în ce mai mult să fac o carte despre torturi ro vegane, plăcerea mea de a face torturi ro vegane, și vreau ca anul acesta să îmi îndeplinesc acest obiectiv. Și toate acestea au pornit de la tine în primul rând și apoi de la grup, când am văzut, de la grupul Dietetica, când am văzut ce succese au torturile mele, și atât de mult mă bucură când încercați rețetele și vă plac și sunt atât de apreciate și îmi trimiteți poze și tot felul de cuvinte, așa, pe suflet, toate merg direct la suflet. Și bineînțeles, asta mă ajută și mă încurajează să creez această carte, un e-book, sau poate îl facem și în format tipărit, nu știu, ne gândim, vedem, încă este la nivel de proiect, dar vă țin la curent cu noutățile în ceea ce privește această carte. Uite, știi ce mă gândeam acum? Poate fi un e-book pe care poate parte din el îl dai cadou atunci când ne scriem la tine pe site. Eu, da, corect. Ai vrea să faci un blog? Da, anul trecut mi-am și cumpărat domeniul maraiepure.ro și este page under construction. Anul acesta îl vom finaliza. Am avut deja o sesiune foto pentru acest site chiar săptămâna trecută, da, care, în cadrul căreia, apropo, în această sesiune foto am fost îmbrăcată cu una dintre cămășile lui Carmen, pe care o știi și tu, că este din comunitatea, din comunitatea lui Andy, Carmen Păcuraru, care are această nouă linie de design, cămăși office pentru femei, True to Yourself. Foarte frumoase. Sună și foarte bine, mi-e foarte dragă și Carmen. Am apreciat faptul că a pozat în propriile ei cămăși și arată atât de bine. Și să știi că aștept cămașa de la Carmen și eu. Așa că într-un viitor live o să fiu și eu cu ambasador cumva al ei. Cât de fain e să ne susținem și să ne creștem, și cu asta o să merg înainte. Cuvântul de anul trecut împreună îl duc cu mine mai departe și cred în puterea aceasta a comunității și a faptului că e vremea în care ne strângem mâinile, în care cooperăm, în care suntem în comuniune unii cu ceilalți. Ce fain! Mara, noi suntem aici pe grupul Dietetica împreună. Mi-aduc aminte de Carla, care a făcuse două torturi de ale tale odată, da? Nu mai știu cu ce eveniment. Carla, minunată, o îmbrățișez. Avem unul dintre băieții, Carla și cu Saskia, sunt împreună de mici la școală cu Alexandru. Suntem oameni care ne cunoaștem, care nu ne cunoaștem, dar care ne-am apropiat în contextul acesta de valori comune. Știi, când am creat acest grup Dietetica, mi-am dorit, a fost bine, bine stabilită intenția, mi-am dorit foarte tare să ne inspirăm unii pe ceilalți și să creștem ca oameni împreună. Lăsați timpurile actuale să vă transforme, să vă crească și să fiți mai frumoși ca oameni. Nu mai știu exact cum era gândul meu, că l-aveam în continuu anul trecut. Și așa mergem înainte și cumva, nu știu, mulțumesc lui Dumnezeu, nici n-au fost disonanțe prea multe pe acest grup. Ne-am înțeles bine, chiar dacă suntem peste 5.000 de oameni acum. Vreau să mă lași să spun de canalul de YouTube, pentru că vreau foarte tare, fac și eu ca și Raluca, mi-e foarte dragă, Raluca, te îmbrățișăm tare. Canalul de YouTube, am nevoie cumva să veniți pe canalul meu de YouTube, vreau foarte tare să cresc acolo contentul, să aduc, mă gândesc acum mâine să fac trei live-uri pe canalul de YouTube. Îmi doresc foarte tare să cresc și această parte. Mara, o să vin către tine și către Călin cu întrebări și poate îmi dați o mână de ajutor și vă mulțumesc oricum pentru tot ceea ce ați făcut pentru mine. Aș vrea să nu încheiem până nu ne faci o recomandare de carte. Da, sigur că da, m-am tot gândit la ce carte aș putea să vă sugerez, și una dintre cărțile pe care le-am citit anul trecut și care mi-au rămas așa în minte a fost Artea subtilă a nepăsării, de Mark Manson. O ai și tu. Da, e prima carte a lui, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, este în engleză. Așa. Este lansată în 2016 și este
bestseller, mi se pare, cu 9 milioane de exemplare vândute în New York Times și a fost tradus, am înțeles, în 30 de limbi. Este o carte foarte faină, mie mi-a plăcut foarte mult. Practic este despre cum să fim selectivi cu lucrurile de care ne pasă până la urmă. Conceptul nepăsării propune o modalitate simplă de reorientare a așteptărilor față de vină, față de viață și față de selectarea lucrurilor importante sau neimportante pentru noi. Dezvoltarea acestei abilități duce la ceea ce lui îi place, autorului îi place să numească un fel de iluminare practică. Mie mi-a făcut foarte mult această carte, Artea subtilă a nepăsării. Este practic o metodă non-conformistă pentru a avea o viață mai bună. Eu zic că merită să o citiți, că poate vi se schimbă așa puțin perspectiva asupra vieții. Eu o să spun că el este un blogger cunoscut, da? Da. Și de aici vine și această wow, adică a fost tradusă în atât de multe țări. Mie îmi place ce scrie aici pe spate Mark Manson. Unii spun că sunt un idiot, alții zic că le-am salvat viața. Citiți și decideți singuri. Foarte fain. Da? Cam asta e abordarea lui Mark. L-am văzut și anul trecut când a fost invitat la Brand Minds. Mi s-a părut genial. Deci este altceva decât orice clasic autor. Da. Are acel ceva diferit și, știi, prin acest transmite, reușește să transmită ceva, așa mi s-a părut și mie când l-am văzut în live, da. Mara, suntem aproape, mergem înainte, aș vrea să ne apropiem de final cumva, să te duci spre Călin, nu l-ai văzut de câteva zile, cu copiii cu minte, aș vrea să salut din partea noastră, îl salutăm pe Călin, copii, vă salut pe toți cei care suntem aici împreună, doamnelor, domnilor, fetelor, dragilor, mergem înainte, să ne susținem, să găsim cumva inspirația și să găsim prin fațetele prin care ne privim unii pe ceilalți noi resurse în fiecare din noi, potențial de activat și o capacitate de a ne adapta în aceste vremuri prin această cooperare și comuniune în detrimentul unei concurențe și a unei competiții care poate că ar fi bine să ne gândim că nu mai este ceea ce avem nevoie. O să vin cu acest gând către voi și o să vă las acest gând să-l cercetați. De luni începem provocarea 30 Day No Sugar. Mara, tu ai ultimul cuvânt. Îți mulțumesc! Mulțumesc, Lavinia, foarte mult pentru acest live, pentru această invitație. Nu știu câți dintre voi știți că ieri a fost Blue Monday, dar aș vrea să împărtășesc cu voi acest lucru. Am văzut o postare de-a lui Cătălin Șipoș, apropo de Blue Monday, și azi vorbind cu Lavinia la telefon, mi-am adus aminte și mi-am dat seama că da, este a treia lună din lună care a fost declarată Blue Monday, care înseamnă practic lunea tristă, lunea orientată, cea mai depresivă luni, ceva de genul. Și vreau să vă las cu un gând. Pentru mine ieri n-a fost Blue Monday și de departe acest lucru nu a fost adevărat. Și vreau să vă spun că fiecare dintre noi suntem responsabili pentru propria noastră viață. Fiecare dintre noi alegem dacă respectiva zi va fi blue sau nu. Fiecare dintre noi o colorăm așa cum vrem noi până la urmă. Este alegerea noastră. Depinde doar de noi. Voi ce alegeți? Mulțumim, Mara. Mergem înainte împreună. Să fim cu ochii deschiși și atenți. Să mergem de mână. Mulțumesc din tot sufletul. Vă îmbrățișez, te îmbrățișez pe toți, pe fiecare. Pa, pa!